După atâtea discuții, negocieri, ba, FCSB, alte echipe, de ce Rapid? Da, a fost, pot să spun, echipa care m-a dorit cel mai mult, pentru că doar știu cât s-au luptat cu cei de la Chiajna, a durat foarte mult timp. Am mai avut și alte opțiuni, dar așa cum am ales și anul trecut din suflet să ajung la UTA, așa am ales și astăzi. De fapt, zilele trecute am ales să vin la Rapid, pentru că este o echipă mare, știm cu toții, o echipă cu suporteri minunați, cred că cei mai invocați suporteri de la noi din țară. Și de ce nu? Este o provocare și mie îmi plac provocările. Nu crezi că sunt un pic supărați că ai cochetat cu Gigi Becali? Nu ți-e frică așa un pic de... Nu, că nu am de ce, nu sunt nici stelist, nici dinamovist, nici rapidist, nici... Eu țin cu echipa la care evoluez și cred că așa ar trebui să facă toți jucătorii, ca să poți să pui tot sufletul pe tavă echipei și nu ar avea de ce, pentru că în viața de sportiv este normal să fii profesionist și să te duci acolo unde ești dorit și ai oferta. Cu Mihai Iosif, cum a fost prima discuție? Cu restul colegilor ai apucat să te vezi? Da, m-am văzut cu majoritatea, în afară de cei noi care mai vin, că deocamdată nici tu nu știi pe toți, nu? Da. Dar cu mister am vorbit cu dânsul, mi se pare un om super, chiar de treabă, genul lui Marius Mădică. Deci este un om foarte bun, eu zic că o să lucrăm foarte bine împreună și să ne facem treaba așa cum trebuie. Ce crezi că poți realiza la Rapid în următorul sezon? În primul rând vreau să ajung din nou la echipa națională, pentru că este un pas important în cariera mea și de ce nu cu noile achiziții și cu colegii de aici să facem treabă bună, să ne clasăm cât mai sus. Aștepți derbiurile cu FCSB, Dinamo, pe noul Giulești, cu acest suport în spate? Da, chiar asta chiar aștept și chiar vreau să-i simt la lucru. Am văzut nebuniile dintre ei și mă uitam, eram mic și mă uitam la aceste derbiuri și parcă îmi doream să fiu și eu acolo, să simt acea energie. Deci aștept cu nerăbdare și sper să dea drumul la capacitate maximă la stadion ca să fie plin. Dar până atunci știi unde o să jucați? Pe ce stadion? Nu știu nimic, nu am întrebat. Pentru mine important e să mă pregătesc și să văd de treaba mea atât. Realistic vorbind, Rapidul, ce crezi că obiectiv va avea anul acesta? Chiar președintele spunea că primul pas este salvarea de la retrogradare. Da, normal, atunci când promovezi, chiar dacă ești Rapid, știm cu toții, da, o echipă mare, dar după 6 ani au promovat și este foarte greu, pentru că chiar dacă faci un lot bun, în primul rând durează foarte mult la omogenitate și trebuie să o luăm pas cu pas. Trebuie să nu gândim la superlativ că ne batem la campionat, nu. Trebuie să ne gândim că trebuie să luăm fiecare meci în parte, să câștigăm cât mai multe și la final vom vedea unde ne vom clasa. Așteptări mari de la tine și de la noi, la achiziții care vor veni. Da, știu. Asta este bine. Pentru mine este un lucru îmbucurător. Sper să joc mult mai bine ca sezonul trecut, să pot să-mi depășesc anumite lucruri și să le demonstrez suporterilor și oamenilor din conducere care au avut încredere în mine că nu s-au înșelat. Dezamăgit că cei de la UTA n-au avut încredere în tine în continuare? Să se lupte pentru tine? Da, nu pot să comentez. Le mulțumesc celor de la UTA. Nu, că a fost un pic surprinzătoare lista de plecări de la UTA. Da, am văzut și eu așa am aflat și eu de... am aflat din acea listă, dar nu m-a dat nimeni afară. Nu s-a întâmplat absolut nimic, eu sunt jucătorul Chiajnei și a trebuit să mă întorc la Chiajna, tot la tot. Ce s-a întâmplat mai departe cu discuțiile, nu știu unde s-a ajuns și la ce sume s-au ajuns. Asta nu pot să vă spun eu. E problematic acest contract cu Chiajna? Te simți acolo captiv? Un fel de Ionu Șerban de la Dinamo. Da, dar Ionu Șerban n-a putut să plece deloc. Eu măcar am plecat. Da, într-adevăr, este o situație mai delicată, dar... Îi înțeleg și pe dânsi și pentru că sunt jucătorul lor de la juniori, nici nu știu câți ani am și uitat, 9-10, nu știu, și e normal să ceară și ei partea lor, cum e normal și eu să cer partea mea. Îmi pare bine că ne-am înțeles. Sper ca de la vară să fiu jucătorul Rapidului de tot. Și mai departe rămâne să demonstrez eu.